Ponta a detonat scandalul cu Dragnea. Adevărul despre povestea din 2012, îmi dorea foarte tare această funcție. Fostul premier Victor Ponta a povestit, într-un interviu pentru Stiripe.ro, despre întâlnirea de la Cornu, după ce Liviu Dragnea a spus în urmă cu câteva zile ce Ponta ar fi format guvernul împreună cu eful de atunci a SRI, George Maior. Fostul premier a negat din nou informațiile, i-a adugat ce Dragnea ar fi dorit el o funcție în acel executiv, cea de ministru de interne. Omnia a sunat de la Cotroceni, domnul președinte vrea să vă văd. L-am sunat pe Crin. Crin m-a zis ia mandatul, îi facem guvernul. Băsescu era sarcastic, negru, rece. Omnia a întrebat Băsescu, ce ai făcut, me, ai reuitit. Mi-a zis să facem ce vrem, ce plec la Neptun. Am luat mandatul, m-am urcat în mainase pe lui, în Mercedes i-am zis să mergem la guvern. A doua zi aveam planificat să mergem la Brașov, cu Crin Antonescu și Daniel Constantin. După care am zis ce plec la Cornu. Am plecat la Cornu. Am văzut unii care ziceau, băi, tia fac guverne. I unde voiai să fac, me, guvernul, în Cârciun? Ai negociat guvernul. Ne-am aezat frumos la masă, am zis, dragii colegi de USR, eu zic se PSTRM actuala formula aveam printat structura guvernului ungureanu, i-am zis ce am o singur condie, se, le pun pe Florin Georgescu la finane. Toată lumea a fost de acord. A fost obsesia lui Dragnea, el a fost 18 zile ministru de interne. A făcut nite micul aici cu 2 1/4. Oprea era ministru de interne. Dragnea care voia el să fie la dat afară atunci pe Oprea i s-a pus pe el. Nite lecturi foarte ciudate, 2 1/4, Vanghelie. El a promis nite lucruri, le-au ajutat Cătălin Voicu cu Vanghelie. După care a zis, da. Să ne întoarcem în 2012. A fost de faghi. Eram 6 la 7 oameni, i-am zis, Liviu, nu sunt de acord acum să intri în guvern. Pe cale de consecin, să fii ministru de interne. A explodat. Îmi dorea foarte tare această funcție. Te amenin, te linguete. Hai să căutăm lista guvernul Ponta unui, hai să vedem ce oameni a pus Maior.
Florin Georgescu nu are treabă nici cu Maior, nici cu Coldea. Titus Corleane diplomat, poate să zici ce a fost pus de SIE, nu de SRI. Dragnea era suprati dacă te punea pe tine, el voia pentru el funcția. Rovana Plumb, singurul om cu care am vorbit înainte să fac guvernul. A zis ce vine. Am pus-o ministru. Acum zice ce a pus-o SRI. Băi, Rovana, nu te-am pus eu? Dragnea se spun pe cine a pus SRI. Din toată treaba asta are e suferit PSD-ul. E o gogoa, o minciună care are ca efect negativ numai PSD-ul, a spus Victor Ponta într-un interviu pentru tiri pe surse.ro.